Good morning. Bună dimineața. How did you sleep? Cum ați dormit? So-so, someone said. Așa, așa, așa. Well, I slept pretty well. Not as long as I would want, but pretty well. Eu am dormit destul de bine, nu așa de mult pe cât mi-aș fi dorit, dar am dormit totuși bine. My name is Chad Cruiser. Mă numesc Chad Cruiser. And my wife is Fadia. Fadia, soția mea. And we'll be taking turns speaking. O să facem cu rândul. But our message this morning is natural cure for the brain. Mesajul pentru dimineața aceasta poartă titlul tratament natural pentru creier. Let us bow our heads for a word of prayer. Plecăm capul pentru rugăciune. Heavenly Father, thank you for the opportunity to study your word. Tată nostru ceresc, îți mulțumim pentru ocazia de a studia cuvântul tău. And to study science also. Și de asemenea de a studia știința. I pray that you would guide us. Te rugăm să ne călăuzești. In the name of Jesus. În numele lui Isus. Amen. Amin. I was looking at some research on Romania and anxiety and depression. M-am uitat la niște studii despre România, în zona aceasta anxietății și depresiei. And it turns out that 23.8% of Romanians have been struggling with anxiety. Și se pare că 23.8% dintre români se luptă cu anxietatea. And 19.2% have been struggling with depression since the pandemic. Și 19% dintre români au probleme cu depresia, asta după pandemie. So I have some good news for you. Așa că am vești bune pentru voi. Romanians are much happier than Americans. Se pare că românii sunt mult mai fericiți decât americanii. Don't ever move to America. Așa că să nu veniți în America. Because you might become as unhappy as an American. Pentru că este posibil să fiți la fel de nefericiți cum sunt americanii. Right now nearly 80% of Americans are struggling with stress. La data aceasta, aproximativ 80% 80% dintre americani au probleme serioase cu stresul. So it's much nicer to live here. Așa că este mult mai plăcut să locuiți aici. Now, we are told, this is a quote from the Spirit of Prophecy. Un citat din Spiritul Profetic ne spune: Man's strongest impulse or humanity's strongest desire. Că cele mai puternice impulsuri, cele mai aprinse dorințe ale oamenilor. Meaning the thing that you want more than anything else. Cu alte cuvinte, lucrurile acelea pe care vi le doriți mai mult decât orice altceva. Urges you to seek your own happiness. You want more than anything, you want to be happy. Mai mult decât orice altceva, ne dorim să fim fericiți. Your greatest desire is to be happy, we are told. Cea mai mare dorință a omului este aceea de a fi fericit. Asta ne spune citatul. And then it goes on to say, și apoi continuă spunând, the Bible recognizes this desire. Că Biblia recunoaște această dorință. And shows us that all of heaven. Și ne arată că întregul cer will unite with us in our efforts to gain true happiness. Caută să se unească împreună cu noi în eforturile noastre de a găsi adevărata fericire. So the Bible says your greatest desire is to be happy. Biblia spune cea mai mare dorință voastră este să fiți fericiți. And it tells us that the Father, the Son, the Holy Spirit. Și ne mai spune că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt are uniting together with all of the angels. Se unesc alături cu ceilalți îngeri in an effort to bring you true happiness. Într-un efort comun de a vă aduce vouă fericirea adevărată. Is that good news? Nu este asta o veste bună? Yes. Da, foarte bună. It's very good news, este right? Este foarte bună. Yes. Now, we're going to talk about some things that God gave us to be happier people. Vreau în continuare să vorbim despre câteva lucruri pe care Dumnezeu le-a lăsat la îndemâna noastră pentru a fi oameni fericiți. Number one, he gave us something called negative ions. Numărul 1, ionii negativi. When we are out in nature, atunci când suntem în natură, amongst the trees, printre copaci, by the flowing water of a creek, lângă râul care curge,
It can even happen by the ocean with the waves. Sau poate lângă ocean, în fața valurilor. But simply being outside. Dar pur și simplu ideea de a fi afară. The air has something called negative ions. It has a negative charge to the air. Aerul are acești ioni negativi, este o încărcătură negativă electrică. But when we're inside all of the time, the air becomes positively charged. Însă atunci când stăm foarte mult în interior, aerul se încarcă pozitiv. And research has shown that the negatively charged ions. Iar cercetătorii au arătat, au demonstrat că ionii negativi make us happier. Ne fac mai fericiți. And so being out in natural environments, it is one way God gave us to be happier people. Așadar, unul din mijloacele pe care Dumnezeu ni le-a lăsat la îndemână pentru a fi mai fericiți este pur și simplu să fim afară în natură. Here's some more fascinating research from Romania. Alte câteva cercetări fascinante despre România. There is something that often happens in the winter when it becomes darker and darker. E un lucru interesant care se întâmplă iarna, atunci când este din ce în ce mai întuneric. People have something called seasonal depression. Oamenii dezvoltă o tulburare numită tulburare afectivă sezonieră. But did you know that there is another form of seasonal depression? Însă, mai este o altă formă de tulburare afectivă sezonieră. Some people actually become more likely to be depressed in the summer. Sunt oameni care sunt predispuși la depresie vara. This is a study of postgraduate students in Romania. Este un studiu făcut pe studenți din România, absolvenți din România. And they found that those who spent more time within air conditioning. Un studiu care a arătat că oamenii care petrec foarte mult timp cu aerul condiționat were more prone to having depression in the summer. Sunt mai predispuși să facă depresie în timpul verii. Now there's probably there may be multiple reasons for that. E adevărat, pot să fie mai multe cauze pentru asta. But one of them may be the fact that they do not get as much fresh air. Însă unul dintre ele probabil este faptul că oamenii aceștia nu iau aer proaspăt. So I don't know if you work in air conditioning or not. Nu știu dacă lucrați într-un mediu unde este aer condiționat sau nu. But this week you probably won't have any. Însă săptămâna asta probabil nu o să aveți aer condiționat aici. So you'll get to have the fresh air. Și o să respirați aerul proaspăt de afară. We get to be by the creek. Suntem lângă un pârâu. It's constantly sending us these negative ions. Care permanent pompează, ne trimite ionii negativi. Now if God knew that this was so good for us. Dacă Dumnezeu știa că era pentru binele nostru. Why didn't he just tell us? De ce nu ne-a spus? Guess what? Dar ia să vedeți. He did. Ne-a spus. Ellen White tells us. Ellen White ne spune următorul lucru. In the book Healthful Living, page 177. În cartea Healthful Living, pagina 177. Air is the free blessing of heaven. Aerul este binecuvântarea gratuită a cerului. Then notice what it says. It says calculated to electrify the whole system. Și apoi continuă spunând, este o binecuvântare care are scopul acesta de a electrifica, nu cred că există cuvântul română, dar prindeți ideea, întregul sistem. She also tells us that fresh air brings happiness. Ne spune că aerul proaspăt aduce fericire. When we're in closed up rooms, atunci când stăm într-o cameră închisă, it makes us more prone to be depressed. Lucrul acesta ne face mult mai predispuși la depresie. I come from a cold part of the United States. Vin dintr-o parte rece a Statelor Unite. Michigan. Michigan. And in the winter we keep the window open when we sleep. Iarna ținem geamul deschis atunci când dormim. But we heat our house with wood. Ne încălzim casa cu lemn. So we're not really worried about the money. Așa că banii nu sunt o prioritate atunci. But keeping that window open even in the winter can help you get that fresh air of heaven. Însă geamul ținut deschis chiar și pe timp de iarnă ne ajută să respirăm aerul acela proaspăt. We talked a little bit about this seasonal depression. Am vorbit un pic despre tulburarea aceasta sezonieră. At least about 6% of Americans become depressed in the winter.
Cel puțin 6% dintre americani dezvoltă o depresie iarna. One of the main reasons is because there's not a lot of light in the northern regions. Și unul dintre motivele principale este faptul că nu este foarte multă lumină în părțile nordice. And I'm guessing some people in Romania also struggle with this in the winter. Și mă gândesc că și în România sunt mulți oameni care au problema asta iarna. So if you happen to work in a place where you can't get very much sunlight during the day, așadar, dacă se întâmplă să lucrezi undeva unde nu poți să te bucuri de foarte mult soare pe timp de zi, you can even buy these little light boxes. Poți să cumperi niște cutii de lumină. And they have to have something called, I don't know how you'd say, 10,000 lux, L-U-X. Trebuie să aibă 10.000 de lux. And by having that, by just sitting in front of it, you don't look at it like you don't look at the sun. Stai acolo în fața acestei lămpi, cutii, nu trebuie să te uiți la ea cum te uiți la soare. By sitting, you can have your devotions in the morning, reading God's word. Poți să studiezi cuvântul Domnului dimineața. You can have this light sitting off to the side for a half hour, 45 minutes. Și lași lumina asta aprinsă jumătate de oră, 45 de minute. Some of them have timers so that they turn off. Unele au timer, se pot opri singure. By simply doing that, it can give you more energy and make you happier. Prin acest simplu lucru, stând acolo, primim mai multă energie și devenim oameni mai fericiți. Notice what God said about this. Observați, vă rog, ce spune Domnul despre asta. In Ecclesiastes chapter 11 verse 7. Ecclesiastul 11 versetul 7. It says truly the light is sweet. Cu adevărat, lumina este dulce. And a pleasant thing it is for the eyes to behold the sun. Și ce plăcut este pentru ochi să privească soarele. So getting out in this sunlight that we're in while we're here makes us happier people. Așadar, să stăm afară, să ne bată soarele, așa cum am făcut-o până acum, lucrul acesta în sine ne face oameni mai fericiți. Especially because we even have the fresh air coming in here with us. Mai ales că avem și aerul proaspăt care ne însoțește. So, another question. O altă întrebare. How many kilometers does it take to walk off a pound? To basically lose a pound of weight. I guess what? Sorry, I should have switched it to kilos, right? Okay. Câți kilometri trebuie să mergi pentru ca să slăbești un kilogram? This is terrible because I'm using miles instead of kilometers, but it's 35 miles. 35 de mile, asta înseamnă cam aproape 50 de kilometri. What would that be? So 35 times 1.6. That would be 56 kilometers. 56 de kilometri. That would get rid of about a half a kilo. 56 de kilometri trebuie să mergem pentru ca să slăbim o jumătate de kilogram. So if you want to lose a half a kilo, așa că dacă vrea cineva să scape de jumătate de kilogram, you just have to walk 50 kilometers. Nu trebuie decât să mergi 56 de kilometri pe jos. You might think, wow, that sounds kind of hard. Cam greu, nu? The good thing is exercise is not the best way to lose weight. Vestea bună este că exercițiul nu este cea mai bună metodă de a pierde în greutate. It's actually diet is the best way to go. What we eat, right? Dieta, alimentația este pe primul loc. But we're actually talking about depression. Însă venim vorba de depresie. Is it possible to run away from depression? Credeți că este posibil să fugim, să scăpăm de depresie fugind? This is a study. Este un studiu from Stanford Medical Center. De la centrul medical din Stanford. And it was a 16-week study. Un studiu care s-a întins pe o perioadă de 16 săptămâni. They put 156 people into three different groups. Au fost luați 156 de oameni împărțiți în trei categorii diferite. One they put on a depression medication. Unora dintre ei li s-a dat un medicament pentru depresie. Another group they had them out exercising. Un alt grup a primit ca tratament exercițiu fizic. The third group would exercise and take the medication. Iar cel de-al treilea grup făcea exercițiu fizic, dar lua și tratamentul acela, medicamentul pentru depresie. And the exercise group would exercise for 30 minutes. Grupul celor care făceau exercițiu fizic făceau asta timp de 30 de minute. And they would exercise to 70-85% of what's called the target heart rate. Și făceau lucrul acesta la o intensitate de 70-85%
pulsul maxim recomandat pentru vârsta lor. You can look that up and find what that would be for your age. Este un număr care se poate verifica raportat la vârstă. You can Google it. Găsiți pe Google. And they would do this three times a week. Făceau lucrul acesta de trei ori pe săptămână. And what happened? Ce s-a întâmplat? Well, all three groups had a drop in depression. Toate cele trei oameni din toate cele trei grupe au înregistrat scăderi ale depresiei. Nearly half of each group were no longer depressed. Aproape jumătate din fiecare grup au scăpat definitiv de depresie. An additional 13% had less symptoms but were not totally depression free. Alte 13% dintre ei aveau mai puține simptome, dar nu erau complet liberi de depresie. 6 months later, the exercise group was doing the best. După 6 luni, grupul celor care făcea exercițiu fizic se descurca cel mai bine. Strangely enough, the group that did exercise and the drug did the worst. Și un lucru foarte interesant, cei care făceau și exercițiu fizic și luau și tratamentul acela pentru depresie, aveau cele mai slabe rezultate. 55% of those people were still depressed 6 months later. 56% dintre ei încă aveau depresie după 6 luni. 52% of the medication group was depressed 6 months later. 52% din grupul celor care luau tratament erau deprimați. But only 30% of those who just went out and exercised was depressed later on. Însă doar 30% din grupul celor care făceau exercițiu fizic au mai avut probleme cu depresie. So exercise may not be the best way to lose weight. Exercițiul poate nu este cea mai bună cale de a pierde în greutate, but it is a phenomenal way to become a happier person. Însă este un mijloc extraordinar pe care îl avem la îndemână pentru a fi oameni mai fericiți. Now, let's talk about going to bed late and depression. Haideți să vorbim acum despre un alt lucru. Ce se întâmplă atunci când mergi seara la culcare târziu? Afectează, influențează în vreun fel depresia? People who are habitually late at going to bed. Atenție, oamenii care într-un mod obișnuit se culcă târziu. Compared with people who call themselves morning people, they like to wake up early. Au fost comparați, puși în contrast cu oamenii care se trezesc de vreme, cu oamenii matinali, mulțumesc. They have 94% higher likelihood of having a psychological disorder. Și se pare că cei care se culcau târziu aveau 94% mai multe șanse să dezvolte o problemă psihologică. So if you want to be depressed, așadar, dacă vreți să faceți depresie, go to bed late at night over and over and over and over. Formați-vă obiceiul acesta de a merge seara la culcare târziu. And you too could become depressed. Și puteți și voi să faceți depresie. Now, let's look even further at this. Mergem mai departe. What about the opposite? Cum este cu cei aflați la polul opus? Research looking at over 700,000 people. Studii care au urmărit peste 700,000 de oameni. And they found that for every 1 hour earlier on average that you get up in the morning, au arătat că cu fiecare oră cu care te trezești mai devreme, it lowers your risk of depression by 23%. Îți scazi șansele de a dezvolta depresie cu 23%. So if you wake up at 8, așa că dacă de obicei vă treziți pe la 8, then you start waking up at 7 instead. În momentul în care începi să te trezești la 7, 23% lower likelihood of depression. Șansele de a dezvolta depresie scad cu 23%. Then if you would get up at 6, another 23%. Dacă te trezești după aceea la 6, încă 23%. And 5, even another 23%. Iar dacă ajungi să te trezești la ora 5 dimineața, deja ai 70% mai puține șanse de a dezvolta depresie. Did God ever tell us something like this? Oare ne-a spus Dumnezeu vreodată așa ceva? Repeatedly he actually did. De mai multe ori, de fapt. We were told, ni se spune, wake up in the mornings. Treziți-vă dimineața. Set your hour to rise early in the morning. Stabiliți-vă o oră timpurie la care să vă treziți de vreme. Bring yourself to it, meaning stick to it. Țineți-vă de ora aceasta.
Then go to bed or retire at an early hour. Și apoi mergeți la culcare, opriți-vă la o oră rezonabilă, de vreme. And you will see that you will overcome many painful disorders which distress the mind. Și veți vedea cum veți și veți vedea cum veți birui multe tulburări dureroase care stresează mintea. And disqualify you for doing anything without great taxation. Și care vă împiedică să faceți orice lucru fără o oboseală exagerată. She told us exactly what the modern research is telling us today. Ellen White ne-a spus exact ceea ce știința, cercetările moderne ne demonstrează astăzi. Going to bed late makes you more depressed. Mergi seara la târziu, ești deprimat. It makes everything in life just more difficult. Și face lucrurile mult mai complicate în viață. But getting up early. Însă când te trezești de vreme, it may be hard in the beginning. Poate fi greu la început. But if you go to bed early, însă dacă după aceea mergi de vreme la culcare, it will make you a happier person. Lucrul acesta te va face o persoană mai fericită. We're going to look at listening to nature. Mergem mai departe la un alt lucru, ascultând natura. Ok, be quiet. Faceți liniște. Can you hear the creek? Puteți auzi spărul? Yeah. I don't hear any birds right now. Nu aud păsări. I heard one. I did hear one. Am auzit una. Maybe we'll hear some later. Poate mai târziu. But here is a study. Este un studiu out of the University of Sussex. Publicat de Universitatea din Sussex. And they had people listen to either natural sounds or artificial sounds. Au fost rugați oamenii să asculte sunete naturale și sunete artificiale. The natural sounds were things like the wind in the trees and a babbling brook or a creek going by. Printre sunetele naturale erau vântul care trece prin frunze sau pârâul învolburat. At breakfast somebody told me. La micul dejun mi-a zis cineva. They said they heard the noise of the creek. Că au auzit sunetul pârâului. And the sound of the leaves. Și sunetul frunzelor. This is a study about exactly that. Studiul acesta vorbește exact despre acest lucru. They did scans of their brain with an MRI. Și apoi creierul lor a fost scanat cu ajutorul RMN-ului. And during the natural sounds, și se pare că în timp ce oamenii ascultau sunetele acelea naturale, the brain had an outward focus. Creierul se concentra cumva în exterior. But during the artificial sounds, însă atunci când oamenii ascultau sunetele artificiale, the brain had an inward focus, creierul era centrat pe sine. Similar to what is seen in people with depression. Lucru care este similar oamenilor care se confruntă cu depresia. And with people struggling with anxiety and PTSD. Depresia, anxietatea sau stresul post-traumatic. And so when we are listening to artificial sounds, maybe the sounds of the city, when you know, living in the noise of the city. Așa că atunci când ascultăm sunetele artificiale, poate zgomotul orașelor. It makes us think inward about ourselves. Toate lucrurile acestea ne încurajează să ne închidem în noi, să ne gândim la noi. When you think inwardly all the time, și atunci când în permanență te gândești la tine, we call that self-ish. Numim lucrul acesta ego. But notice when you're listening to the creek and the trees and maybe the birds singing. Atunci însă când ascultăm râul, păsările, vântul. It helps you to have an outward focus. Lucrurile acestea ne ajută să privim spre exterior. And it says that people who at the beginning of the study were the most stressed out. Și ne spune mai departe studiul că oamenii care la început erau cei mai stresați had the greatest lowering of their stress levels when they listened to the natural sounds. Au înregistrat cea mai mare scădere a stresului atunci când au ascultat sunetele naturale. So the year that you're so stressed you think I'm too busy, I can't come to impact. Așa că în anul acela când te gândești că ești așa de aglomerat și de stresat că nu poți să vii la impact. I'm too stressed for that. Mă stresează prea tare. If you would come, dacă ai veni, your stress would lower the most. Ar scădea maxim.
Isn't that good news? E o veste bună. We were told that God gave us nature for our happiness. Ni se spune că Dumnezeu a lăsat natura pentru fericirea noastră. And this is what the research actually tells us. Și exact asta ne spune și studiul pe care l-am amintit. Now, notice Ellen White told us all of this before it ever came to pass in the studies. Observați, vă rog, un lucru, că Ellen White spunea lucrurile acestea cu mult înainte ca studiile acestea să fie publicate. She says to walk out after a meal. Ea zice să ieși la o plimbare după ce ai mâncat. She says hold the head erect. Să ții capul sus. Put back your shoulders. Umerii trași în spate. And to exercise moderately, not heavy exercise. Și să faci un exercițiu fizic moderat, nu intens. Will be a great benefit. Lucrurile acestea îți vor aduce un mare beneficiu. Your mind will be diverted from self. Și Ellen White continuă spunând, mintea va fi atunci distrasă de la sine. To the beauties of nature. Și va privi frumusețile naturii. She says, forget self, don't think about yourself. Și spune mai departe, uită de sine. Forget self and think of something cheerful. Și gândește-te la ceva voios. Remember, God wants you to be happy. Acesta, Dumnezeu vrea să fiți fericiți. Sometimes Christians think God wants us to be sad and have uneori our faces down. Zic, nu, Dumnezeu ne vrea triști, vrea să avem așa fața băgată în pământ. Nu este adevărat. We're told, she tells us. Spune de fapt, Ellen White continuă. The beauty of holiness. Că frumusețea sfințeniei is Christian cheerfulness. Este bucuria creștină. If all Christians walked around like this all the time. Dacă toți creștinii ar umbla așa mereu. Do you think many people would go, "Oh, I want to do that too"? Câți oameni crezi că ar zice, "Hei, vreau să fac și eu asta"? No. Niciun caz. The beauty of holiness. Frumusețea sfințeniei is Christian cheerfulness. Este bucuria creștină. And one of the ways we get that. Și una dintre căile prin care putem ajunge acolo is spending time in nature. Este acest obicei de a petrece timp în natură. She also tells us in Counsels on Health. De asemenea ne spune în Counsels on Health. A sweet sense of restfulness and refreshing. Un simțământ dulce de odihnă și împrospătare comes over them as they listen to the breezes, as they hear the sound of the leaves in the trees. Vine peste ei în timp ce ascultă briza, da, vântul care suflă. She says the mind becomes peaceful. Mintea devine liniștită. And this is exactly what the scientific studies reveal. Exact, asta ne arată și studiile științifice. So as you're lying down tonight. Așa că în seara asta când vă puneți la somn. You can always hear the sound of the creek. Puteți să ascultați mereu sunetul pârâului. If there happens to be wind, you can hear the breezes in the trees. Dacă bate vântul, puteți să-l auziți cum suflă printre frunze. But here you're always going to hear the creek. Însă pârâul este mereu aici. By spending time listening to that, you will know that God made this for your happiness. Și în timp ce vă luați timp și ascultați aceste sunete, gândiți-vă la faptul că Dumnezeu le-a lăsat aici pentru fericirea voastră. We're going to talk about a special portion of the brain. Vreau să vorbim acum despre o porțiune specială din creier. It's called the subgenual prefrontal cortex. E o zonă care este cumva sub cortexul prefrontal. It's hard to see, but it's this this red portion right here. Este porțiunea aceea marcată cu roșu. And this is a part of the brain. Este o parte a creierului that is functioning when you're going over and over and over bad negative thoughts. O parte a creierului care se activează în momentul în care reiei din nou și din nou și din nou, așa la nesfârșit, gânduri negative. In English we call this rumination. În engleză numim asta rumegare, like da, când chewing and chewing, like ca și când mesteci ca o vacă, da, așa cum o vacă mestecă din mâncare, așa ne gândim mereu și mereu la aceleași lucruri rele. Have you watched a cow? Ați văzut vreodată o vacă? You'll see maybe it eats and eats and eats. Mănâncă și mănâncă și mănâncă. Then it lies down. După aia se așează. And then all of a sudden you see. Și după aia, and you see it eating, eating, eating.
Și din nou mănâncă și mănâncă și mănâncă. Then it swallows again. Apoi înghite. And then again. Și apoi it comes back up. Vine din nou în gură. And it eats and eats the same food over and over and over. Ia aceeași mâncare și o mestecă din nou și din nou și din nou. This is rumination. Asta este rumegarea. And notice this study. Acum, ce spune studiul acesta? It has been shown that rumination, going over the same negative thoughts, is a risk factor for mental illness. S-a demonstrat faptul că acest fel de rumegare a gândurilor este un factor de risc pentru bolile mentale. That's an interesting noise. Interesant sunetul. They had healthy individuals walk for 90 minutes. Au fost luați oameni sănătoși și rugați să meargă pe jos timp de 90 de minute. Either in a city or out in a natural environment. Fie în oraș, fie undeva într-o zonă naturală. And those who walked for 90 minutes in nature, iar cei care mergeau în natură timp de 90 de minute, had a decrease of activity in this special portion of the brain we're talking about. Au înregistrat o scădere a activității în zona aceasta despre care am vorbit. And lower levels of rumination are going over those negative thoughts. Și mult mai puțin s-a observat acolo obiceiul ăsta al rumegării. And they did not have the same benefit in the people who were walking in the city. Lucrul acesta însă nu s-a întâmplat cu oamenii care mergeau prin oraș. So there is something powerful about spending time walking in nature. Este ceva extraordinar atunci când ne luăm timp și mergem în natură. And so I would challenge you while we're here to try to take some time to go out for a walk. Așa că vreau să vă provoc, în timpul pe care îl avem aici, săptămâna asta, luați-vă vreme să mergeți să vă plimbați. There's a trail right across the bridge. Un pod aici peste pârâu. You can go out this direction. Puteți să mergeți în direcția asta. Toward the mountains. Spre munte. And a beautiful trail there along the creek. Este o cărare foarte frumoasă care merge pe cursul râului. You can also walk down the road toward the mountains. Puteți să mergeți și pe râu, pe drum spre munte. There's a monastery out in the forest. Este o mănăstire în pădure. The second day I was here. În a doua zi când am ajuns aici, some large bear prints in the ground out there. Am văzut niște amprente uriașe de urs. So you may have friends walking with you in the forest. Așa că puteți să vă faceți și prieteni cu care să mergeți să vizitați pădurea. Now, since I've been here, I love nature. Iubesc natura. I love plants. Iubesc plantele. A wonderful plant growing right in this area. I've seen it here. Și chiar în zona asta aveți o plantă extraordinară care crește. It's called St. John's wort. Este vorba despre sunătoare. And this it grows all over. Crește peste tot. It has beautiful yellow flowers. I could show it to you are right here in the driveway. Are niște flori galbene foarte frumoase. Pot să vi le arăt. Sunt în parcare acolo. It grows wild. Este o plantă sălbatică. And they have done 29 different studies with over 1,000 people using this plant. 5,000, over 5,000, sorry. Și au fost făcute peste 5,000 de studii. How many people? Over 5,000. 29 studies, okay. 5,000 plus. Reformulez, 29 de studii diferite pe un eșantion de peste 5,000 de oameni. And they have looked at its impact on depression. Și s-a urmărit ce efecte are planta aceasta asupra depresiei. I didn't put up all the studies here. Nu am luat toate studiile. But they have compared this St. John's wort to placebo. Însă a fost comparată planta aceasta, sunătoarea, cu placebo. They've also compared it to drug medications for depression. Cu medicamentele standard folosite pentru depresie. And it turns out that St. John's wort is as effective as the standard depression medications in the studies. Și studiile au arătat că sunătoarea este la fel de eficientă cum sunt medicamentele obișnuite folosite pentru a trata depresia. And it turns out that it has less. Și se pare că are și mult mai puține efecte adverse. So God has given in these northern regions of the world. Dumnezeu a lăsat în părțile acestea nordice ale lumii even plants that can make people happy. Chiar și plante care îi pot face pe oameni
fericiți. This plant grows wild on my property in northern United States. Planta asta crește din belșug în grădina mea în nordul Statelor Unite. God has most of the time, I believe maybe all of the time. În cea mai mare parte a timpului, de fapt în tot timpul, He has put remedies around us for the diseases that we have. Dumnezeu a lăsat în preajma noastră remedii pentru bolile pe care le avem. And remember, nature was given to us for our happiness. Nu uitați ce am spus, natura a fost lăsată pentru fericirea noastră. They have specifically found that this St. John's wort is more effective. S-a arătat că planta aceasta sunătoare este mult mai eficientă than both Prozac and placebo, drug decât and Prozac placebo. Și placebo sunt tratamente pentru depresie. And the great thing is, this grows in Romania. Și interesant, crește și aici în România. So you don't have to be rich to have it. Nu trebuie să fiți bogați ca să o aveți. It is free if you can find it in nature. Este pe gratis, o puteți găsi în natură. Now, maybe some time ago I found some fascinating research. În urmă cu ceva timp am dat peste niște cercetări uluitoare. It was research on awe and mental health. Niște cercetări care urmăreau efectele pe care uimirea le are asupra sănătății. Now, awe is an interesting thing. Starea asta de uimire are niște efecte interesante. Awe is kind of like when you look out at the mountains. E ca atunci când stai și te minunezi de munte. And you're like, wow. Și zici, wow. Now that's an awe-inspiring experience. Asta este o experiență care generează uimire. But I live in Michigan. Dar eu locuiesc în Michigan. We don't have any mountains. Acolo nu avem munți. Now, I travel all the time, so I get to see them regularly. Călătoresc des, așa că pot să mă bucur de munți. But you don't have to have mountains to have awe. Însă nu este nevoie să ai neapărat munți lângă tine pentru ca să te minunezi. You can look at something as simple as a leaf on a tree and have awe for the creator who made it. Poți să te uiți la ceva atât de simplu cum este o frunză dintr-un pom și să te minunezi de creatorul care a făcut-o. But let's look at the research. Haideți să vedem ce spune studiul. Researchers have discovered that awe-inspiring experience is in nature. Cercetătorii au descoperit că aceste experiențe care generează uimire din natură, they can increase your happiness the day of the experience. Pot să crească nivelul fericirii în ziua aceea când ai experiența. But the benefits included lowering stress levels for a whole week. Însă printre maybe you repeat it for the video. Okay. Repet ideea. Cercetătorii au descoperit că experiențele acestea care generează uimire din natură pot să ridice nivelul fericirii din ziua respectivă când ai experiența, dar printre beneficii se vedea și scăderea nivelului de stres o săptămână mai târziu. Now, if that is true, dacă lucrul acesta este adevărat, do you think God knew about that? Crezi că Dumnezeu știa despre asta? Yeah. Cu siguranță. So if he knew that, dacă știa asta, maybe he should have like given us a day. Poate că trebuia să ne lase o zi. Every week, în fiecare săptămână. To stop maybe working. Să nu ne mai ocupăm de alte lucruri. And on that day we were made to even get out in nature. Și în ziua aceea, printre altele, să mergem și în natură. And remember him as the creator. Și să ne amintim de el în calitate de creator al nostru. Well, guess what? Dar ia să vedeți ce. He gave us the Sabbath. Chiar ne-a dat o zi de sabat. He created these things for us. A creat lucrurile acestea pentru noi. That's why the book of Deuteronomy tells us. De aceea ne spune cartea Deuteronomul. All of God's commandments. Toate poruncile Domnului are for our good always. Sunt mereu pentru binele nostru. So on the Sabbath, we should not just sit at home and do nothing. Așa că în sabat nu trebuie doar să stăm acasă și să nu facem nimic. Especially if you end up having children. Mai ales dacă aveți copii.
If you want your children to hate the Sabbath, dacă vreți ca ai voștri copii să urască ziua de sabat, if you go home from church, după ce veniți acasă de la biserică, tell your kids sit down. Spuneți-le copiilor, stați jos. And then just sleep all day long. Și acum, până când apune soarele, dormiți. And you could help your children to hate the Sabbath. Și în felul acesta îi puteți ajuta foarte mult pe copiii voștri să urască sabatul. Are we supposed to do that? Oare asta trebuie să facem? No, this day was meant to be a blessing. Nu, ziua aceasta a fost gândită să fie o binecuvântare. Where we are meant to spend time with our Creator even in nature. O zi în care să petrecem timp alături de Creatorul nostru chiar și în natură. Now, there are many different things in life that can make us depressed. Sunt foarte multe lucruri în viață care ne pot face deprimați. Research shows that a bad diet makes people more depressed. Studiile arată că o dietă, o alimentație nepotrivită poate să conducă la depresie. Not exercising makes you more depressed. Lipsa exercițiului fizic conduce la depresie. Staying inside buildings with the windows shut all the time makes you depressed. Când stai foarte mult timp în interiorul unei clădiri cu geamurile închise, și asta te predispune la depresie. Not getting sunlight makes you more prone to depression. Lipsa luminii soarelui te predispune la depresie. And so imagine each one of these things like a 10 kilogram weight on your back. Acum încercați să vă imaginați fiecare dintre aceste probleme ca pe o greutate de 10 kg care apasă pe umerii voștri. If you don't exercise, it's like putting 10 kilograms on your back. Dacă nu faceți exercițiu fizic, imaginați-vă că vine cineva și vă așează pe umeri o greutate de 10 kg. You can still walk, it's just heavier. Simți că e acolo, este grea, dar în continuare poți să mergi. If you don't get fresh air, it's like putting 10 kilos on your back. Acum, dacă pe lângă lipsa exercițiului fizic, nici nu te bucuri de aer proaspăt, and now vine cineva și îți mai pune o greutate de încă 10 kg pe umeri. And if you don't eat and don't get fresh air, now you have 20 kilos on your back. Și acum dacă nici nu mănânci sănătos și nici nu ai don't exercise and don't get fresh air. Dacă nu faci exercițiu fizic și dacă nu ai parte de aer proaspăt, acum ai 20 de kilograme care apasă pe umerii tăi. Now it's like 20 kilos on your back and it's getting heavier to walk. Și simți greutatea aceea și deja ți este greu să mai mergi. And if you don't spend time in nature, it's like adding another 10. Acum, dacă nici nu petrești timp în natură, mai pui acolo 10 kilograme. So what happens is, if you also go to bed late and get up late, dacă mai mergi și seara târziu la culcare și te trezești târziu a doua zi, another 10 kilos. Încă 10 kilograme. And so now it's getting so bad that it's hard to walk. Și acum deja e atât de apăsătoare că abia dacă mai poți să mai mergi. And we're talking emotionally here. Bineînțeles, este doar o parabolă, emoțional vorbind. And the less we live living the way God called us to live, the more weight we have on our back. Cu cât suntem mai departe de idealul lui Dumnezeu pentru viața noastră, cu atât este mai nefericită viața noastră. So, wouldn't it be nice to get those weights off your back? Nu ar fi bine să scăpăm de greutățile acestea de pe umerii noștri? So you can begin to do that. Pentru ca să începem să facem asta. If you didn't go out in nature, dacă nu am petrecut timp în natură, you start going out in nature. Să începem să facem lucrul acesta. If you always slept with your window shut, dacă mereu ai dormit cu geamul închis, you open the window. Deschide geamul. You do those two things, you've just taken 20 kilos off your back. Doar două decizii și deja ai scăpat de 20 de kilograme. You get exercise and another 10 kilos come off the back. Te apuci de exercițiu fizic, încă 10 kilograme de care ai scăpat. And now you go, wow, this is life is much easier now. Și deja simți diferența, wow, viața e mai ușoară. And you understand, I'm not talking about weight loss. This is talking about emotionally feeling better. Nu mă refer la greutatea fizică, corporală, da, ci la modul cum resimțim lucrul acesta la nivel emoțional. God wants to take the burden off of your back. Dumnezeu vrea să ridice poverile acestea de pe umerii noștri. We're going to close with just a couple thoughts. Vom încheia imediat cu câteva gânduri. What are some things that can help us experience awe? Care sunt câteva lucruri care ne pot ajuta să experimentăm starea asta de uimire? One simple one we've already talked about, it's things like looking at the mountains around us. Unul foarte simplu l-am amintit, pur și simplu să stăm și să ne uităm la munți, la natura din jurul nostru. My wife and I yesterday we walked down the road
this way away from the mountains and when we turn back, wow. Ieri eram cu soția mea, am făcut o plimbare spre oraș și când ne-am întors cu fața la munți, am rămas uimiți. So beautiful. Atât de frumos. This is an awe-inspiring experience. So you can even just look at the mountains and have that awe-inspiring experience. Este o experiență care te inspiră cu uimire. But the Bible says, însă Biblia spune, in Psalms 33 verse 8. Psalmul 33 versetul 8. It says, "Let all the inhabitants of the world stand in awe of him," speaking of God. În română spune tot pământul să se teamă, în engleză să se minuneze de Domnul. So we can stand in awe of God. Putem să ne minunăm de Dumnezeu. And Psalms 119 verse 161. Iar Psalmul 119 versetul 161. It says, "But my heart stands in awe of your words." Verse 161, yes. Inima mea nu tremură decât de cuvintele tale. În engleză, nu se minunează. They don't translate so well. It goes, doesn't tremble at least at your words. Okay. All right, yes. So now we think about this. When we spend time with God in His Word, putem să ne gândim la asta în felul următor. Atunci când petrecem timp împreună cu Dumnezeu, studiind cuvântul Lui, we can have an awe-inspiring experience. Putem să avem aceste experiențe care generează uimire. When we think about God, we can have an awe-inspiring experience. Atunci când ne gândim la Dumnezeu, putem din nou să ne minunăm. Also when we spend time in nature. Atunci când petrecem timp în natură, același lucru. But in order to have this experience, însă pentru a ne bucura de experiența aceasta, the Bible says in Psalms 46 verse 10. Biblia ne spune în Psalmul 46 cu 10. Be still. Opriți-vă, în română, în engleză, fiți liniștiți. And know that I am God. Și știți că eu sunt Dumnezeu. I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth. Voi fi înălțat peste neamuri, voi fi înălțat pe pământ. This tells us that God is going to be exalted, he's going to be lifted up. Lucrul acesta ne spune că Dumnezeu va fi înălțat, va fi glorificat. When God's people take time to be still. Când? Atunci când copiii lui, poporul lui Dumnezeu, își ia timp să fie liniștit. We need to be spending time with our Savior Jesus. Avem nevoie să petrecem timp împreună cu Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Spending time in nature. Să petrecem timp în natură. Spending time thinking about the power and love of God. Să petrecem timp gândindu-ne la puterea, la dragostea lui Dumnezeu. And spending time in His Word. Și să petrecem timp studiind cuvântul Lui. And gatherings like this are a perfect opportunity to do this. Iar întâlnirile de genul acesta sunt ocazia perfectă în care noi să facem așa ceva. So I want to challenge you to do this this week. Vreau să vă provoc să faceți acest lucru în săptămâna care urmează. There's all kinds of things going on. Sunt tot felul de lucruri care se întâmplă. It's exciting to be around each other. E palpitant, da, să fim împreună. And we do need to take time together. Și avem nevoie de timp cu prietenii noștri, unii cu alții. But we also need to take some time to be still. Însă de asemenea, avem nevoie să ne luăm timp să fim liniștiți. Wake up and spend some time alone with Jesus in His Word. Treziți-vă dimineața și petreceți timp împreună cu Hristos studiind cuvântul Lui. And while you're here, also spend time in nature. Și fiind în locul acesta, profitați de ocazie și petreceți timp cu natura. Because God made these things for your happiness. Pentru că Dumnezeu a lăsat lucrurile acestea pentru fericirea voastră. Amen. Amin. Let us close with a word of prayer. Vă invit să ne rugăm acum. Heavenly Father. Tatăl nostru ceresc. Thank you so much for giving all of these things for us. Îți mulțumim din inimă pentru că ne-ai lăsat toate aceste lucruri. You gave us the mountain here. Ne-ai dat munții. You created it right here to be a blessing to our souls while we're here. Ai lăsat aici să fie o binecuvântare pentru sufletele noastre. That you made this beautiful mountain stream. Ai făcut pârâul acesta atât de frumos. Both the clear water. Apa limpede.
and the beautiful sound. Și sunetul. To be a blessing to our souls. Să fie o binecuvântare pentru sufletele noastre. To bring happiness to us. Să ne aducă fericire. You made these trees all around us. Ai făcut pomii aceștia care ne înconjoară. And the beautiful breeze that blows through the leaves. Și vântul care adie printre frunze. To bring joy to our souls. Să aducă bucurie în sufletele noastre. And Lord, I pray that we will leave this place. Vrem, Doamne, să te rugăm ca atunci când vom pleca din locul acesta. With a joy in our heart. Purtând în inima noastră bucurie. I pray that we will leave this place changed people. Te rugăm să fim oameni schimbați. That we would go forth to be a blessing to the world. Care pleacă de aici pentru a fi o binecuvântare pentru lume. And we ask that you would create within us clean hearts, O Lord. Te rugăm să creezi noi inim noi. In the name of Jesus. În numele lui Isus. Amen. Amin.